Ah, sul canale, se andate per servizio, però se fate esatto. Poi se ti testi, io non si vede, certo, che ti dici, mai se ci vede. Da. Să zicem așa, un kilogram de mere plus 2 kilograme de pere costă, să zicem, 13 lei. Lasă să da, 13 lei. 2 kilograme de mere plus 1 kilogram de pere. Ai că confeso, nu-mi dați nicio șansă măcar, o egalitate. De ce nu puteți să ne lua? Două, sau? Băi, ce să-ți fac, mă, dacă mă minte, minte. Hai, merg, așa. Deci 2 kilograme de mere și 1 kilogram de pere costă 11 lei. Dar stai de puțin, nu? Atât de puțin informație, da, într-adevăr, este cea mai grea problemă care a da, 11 lei, 11 lei, dacă la prima e 1 kilogram și 2 kg de mere, pune 13 lei. Pe 2 kg ai pus 1 kg de pere, 11 lei. Da, mă, că... Probabil... O pare 2 lei! O facem? O pare 2 lei! 2 lei! 3 lei! O pare 1 kg de pere, 2 lei? Da. La asta te gândești că 1 kilogram ar fi 2 lei? Da. Și 1 kilogram de mere cât ar fi? Hai să facem prin încercări, da. Să încercăm totuși un program mai eficient. Dar voi știți cum să știm, mă, cum ar fi. Bătu, cum trebuie să facem? Ia să vedem. Știți? Ia să vedem. Dă și tu o idee cum am abordat problema asta. De ce ești tu supărat acum? Ai și mereu să fii supărat. Că nu se compară deloc aici, nu? Deci n-ai criteriul de comparație. Că dacă ar fi fost și 2 aici, aveai comparația și vedeai diferența. Dar e tocmai ciudat de tot ce fi fost. Dar ce nu puteți spune este la amândouă? Și la pere și la... A, nu vrei neapărat să fii 2 la amândouă. Da. Și eu aș fi vrut să fie așa, dar dacă nu vine de mine chestia asta, trebuie să facem totuși. Cauți în urmă. Nu, hai să ne gândim aici, acum să spuneți de ce. S-ar putea să nu dai peste chiar pe de exact. Dacă să spun o chestie, n-am făcut niciodată așa. Da, cred că asta nu. 13 minute și 11. Deci marea problemă este că nu se potrivește nici la mere, nici la pere. Atât. Hai să încercăm să dublăm asta. Adică să o dublăm alt însemnat. Nu să luăm 1 kilogram de mere și 2 de pere. Cât să luăm? 2 kilograme de mere și? Și? 3 kg. Nu? Nu și? Nu. Și? Încă o dată. 2 kilograme. 2 și încă 2. Ca să dublăm. Să dublăm toate cantitatea. Da. Deci în momentul în care am luat 2 kg de mere, băi, ce te-am pus zice așa? Mama merge pe drum și zice, băi, dacă aș fi luat mai mult, de 2 ori mai mult, adică să iau 2 kg de mere... De 2 kg. Și? Și? Și 1 kg. Nu. De 2 ori 2. Adică 2 pe 2. Adică 2 pe 2? Adică 4. 4 kg de mere. Știi tu cât aș fi dat? Deci, întrebarea este și pe 2 kg mere. 29? 20? Și 4 de pere. 4 kg de pere. Pere. Am dat de 2 ori mai mult. Am promis pe merele. 26 lei. Și acum pune de desubt 2 kg mere. Plus 1 kg. De pere, costă 11 lei. Și întrebarea este că am ajuns la numărul ăsta foarte mare. Doamna profesor, perele sunt 3 lei! De unde ai făcut mai? Cum ai făcut? Pentru că am mai adăugat, vedeți, era 13, acum ai 26. Perele sunt... Perele sunt 5! De unde mai o să fie așa? Pentru
Eu zic că e corect! E corect! E corect! Convinge-mă! E corect! Uita, la prima este 1 kg, la a doua sunt 2 kg și dă 13. Și... În cea de-a doua? Uitați, 2, vedeți, 2 kg. Dacă fac 2, 5, 10. Și 1 ori 1, egal 1. Dar mie mi-a dat 10, mi-a trebuit 3 și am făcut merele 3. Tot am înțeles. Eu și eu pe mine te urmăresc în coate. Deci tu cum zici așa? Lasă. Eu zic că 2 kg de la prima. 2 kg de ce la prima? De pere. De pere, da. Sunt 5 și 5. Sunt 5. Adică 5 și 5 și ar face cât? 10. 10. Și cu 1 și cu 3 de la mere, kilogram de mere, da? Da. Ar face 13. Da. Dar aici mai verifică? Deci scăpările cât sunt 5 lei, nu? Așa sunt stabilite, 5 lei. Da, și prima verifică. E mers. Mai verifică. Ia să văd cum. Pentru că dă 6 și cu 5 este la 11. Bă, de acum v-a făcut tu așa, nu e diferit. Și mie mi-a dat la fel, da? Deci, e aia cu baftă, că s-o numerit așa. Da, e să văd că am mărit, am mărit cu 1 și mi-a dat 26. Adică ai mărit încă o dată de prelevat cantitatea asta. Bun, acum ai comparația făcută, ar fi cât 3 kg de pere, uite aici. Nu că aici la pere nu am, dar aici 3 kg de pere costă diferența, nu? Da. Cât vine? 26 scăzut 11? 15. 26 minus 11? 15. Face 15. Dacă 3 kg de pere costă 15 lei, un singur kilogram? Ține 5. 5 vine, nu? 5, da. 5, 5. Le-am făcut acuma. Am mărit 2 cu 1, 1 cu 2, 1 cu 1. Da. 2 cu 1. Am văzut că 26, m-am dat la prima relație, am văzut că e 3 la final. Și am văzut că merele sunt 3 și perele sunt 5. 5. Nu știu ce ai observat tu, dar eu sunt obișnuit să am aceeași cantitate aici. Și ne-am vrut. Ne-am vrut. La ce șmecheria a fost să dublăm pe asta. Adică să o dublăm, să o luăm încă o dată. Încă o dată înseamnă încă 1 kg de mere și încă 2 de mere. Încă 1 kg de mere face 2 kg de mere și 4, că fusese 21 pe 2, 4 kg. Da. Și atunci suma se dă 13 și cu 13, 26. E bine. Da. Pe a doua am pus-o de disul, că acum sunt fericit. Pentru că am comparația la mere. Da. Dar vezi, asta e șmecheria. La mere e comparația gata. Și vedem diferența la pere. Când de aceea s-au dus la 26, 50, 11. 3 kg de pere fac 15 lei, da? Și atunci eu sigur că o dau de ei. Nu pot să mă alegă. Am dat la întâmplare 3. Aha, asta. Am dat la întâmplare 3. Da, și am verificat. Da. Am dat 3, 3. Am făcut. Perfect. Și perile mele au dat 5. Reliberă. Da, 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 da. Am înțeles. Și am dat corect. Tu ai dat la pesteală, cum se zice așa, că la liberială, cum ești tu. Și ți-ai verificat pe amândouă. Exact. Și dacă îi verifică, așa nu poate. Dar hai să spun, au fost numerele astea ușor de găsit, numere mici. Da. Când a fost niște numere mari, nu mai poți să găsești așa. Dar nu mai găsești. Deci toată șmecherie este chisez așa. Mă, ce greu este acum, zici tu. Aici am numai un kilogram dacă aș avea două. Și aici e momentul când dublăm tot. Putem să dublăm și aici, pe a doua, ca să facem perele. Da, și tot cum dă de același rezultat. Ia să vedem. Hai să luăm să pe prima de... Păi, dar n-am schimbat de amenii. Hai să vedem. Hai să vedem. Un kilogram de mere plus 2 kg de mere. Pe cam 13 lei, da? Și dublăm pe a doua. Te rog să dublezi la asta. 4 kg. Așa, 4 kg mere plus 2 kg pere. 2 kg pere. Egal cu? Dublat 11.
11 și 11? 11 și 11, 22. 22. Acum, comparația la pere și perfectă. Diferența, câte kilograme de mere sunt în plus în a doua? 3 kg. 3 kg. No. Mere. Aici nu am treabă, nu mă... Și aici diferența între 22 e corect. Minus 13 e egal cu 9, nu? 9 și mai adăugăm 3. Deci, 1 kg de mere acum, cât e? Deci dacă 3 kg, 3 kg mere costă... Dar eu am 9 lei. 9 lei. Atunci unul singur? Unul singur, 3 litri. Da? Atunci rezultă 1 kg mere egal cu... E 9 să nu împărțim în 3 bucăți. 3 bucăți. 3. Egal cu 3. Adică 9 împărțim în 3 bucăți. Facem 3. Da? Și am găsit 3 lei. Cât am găsit și în partea cealaltă? Cred că este momentul cel mai frumos al lecției, când nu îți mai dau comparație. Da? Dacă ți-aș fi dat așa, păi făcut repede. Dacă aș fi zis așa, 2 kg, nu, da, 2 kg de mere plus 5 de mere costă 5 kg de mere costă, să zicem, 26 lei. Iar 2 kg de mere plus... Ba, dar știu cât are mere. Plus da. 20 de kg de mere costă egal cu 14. Se profesor, gata. Cât costă un kilogram și o repede. Vându-ți așa, tu erai pe față, pentru că tu observi că aici ai egalitate. Am dat timpul. Deci ce faci? Merele sunt 3! Deci? Cum? Merele sunt 3! Pentru că 3 și cu 3 e 6. Da. Și... Perele. Având comparația de aici, de unde vine surplusul de ăsta? De la pere! Câte kilograme de pere? 26 minus 14. Deci câte kilograme? Cât e diferența? 3. Deci 3 kilograme de pere egal cu 26 minus 14. Și face că 26 minus 14? 26 minus 14, 2 la final. Da. 12. Și atunci, dacă 3 kg fac 12 lei, un singur kilogram, un kilogram de fere, și dacă 3 fac 12 lei, trebuie să împarți prin 12 3 bucăți. Pare greu. Vreau să vedem. 4 în 2. În 2. Dar 2 nu merge. Da, noi simt. 6. Așa, trei. Cât ori trei facem aici? 4. Așa vine, nu? 4 plus 4. Deci, în urmă, de pere egal 4, egal cu 12 împărțit în... În câte părți am împărțit? În 3. Și egal cu 4 lei. 4. Deci 4 lei, am terminat problema. Foarte tare aici. Dar fie de dacă zicem așa, nu te descurcă aici. 2 kg. De aceea, acum, dacă dai răspunsul ăsta, ești cel mai tare. Avem cu 9 minute. Avem 2 kg de mere plus 5 kg de pere costă 26 lei. Iar 1 kg, de atât că-și mă înțeles, 1 kg de mere plus 1 kg de pere costă 7 lei. 7 lei. Da. 7 lei. 7 lei. Cât costă fiecare kilogram? Dă-ți-vă la o fără. Da, mai merge prima. Mai merge bună. E bună. Ai 2 cu 1, 5 cu 1. Da, 5 kilogram de prea. Nu poate să fie.
asta că am dat. Supărat fiind. Ia să iau de două ori asta.
Ia să iau eu de două ori. Okay, hai, ascultă-mă, că așa e șmecheria. Dacă îți dau numele de bani, nu te-am omorât. Ai terminat rog. Și zice așa. Noi n-am aici 2 kg, dar nu. Ia să iau de două ori asta. Deci două ori, zic. 2 kg de mere. Plus 2 kg de pere. Egal cu cât plătesc? Plătiți 14 lei. 14 lei. 14 lei. Și acum tragi porcul la asta. Și la asta. Făcea 6 cu 8. Două aici. Aici. Făcea 6 cu 8. De ce 6 aici? Pentru că... Da, aici e 3 lei. 2, 6. Las. Și aici este 8. Așa. Și 6 cu 8. Bun. Dar tu tragi cu coada omului și zici așa. Măi, ce fericit sunt aici, că aceeași cantitate de meri și în prima și a doua. Diferența de la 5 la 2. Cât este între 5 și 2? 5 și 2, 5. 3 kg. 3 kg de mere costă 26 minus 14. 26 minus 14. Dacă sunt numere mici, așa mai repede. Păi da, dar ai avut bani, te-ai dus cu numerele mici. Ți-am dat eu problema așa. Dar dacă îți dai cu numere mari, nu ai șansă să faci așa. Trebuie să te prinzi cu șmecheria. Deci toată șmecheria este cu numerele astea mari. Da. Da? Deci când se compare așa, dacă dau numere mari... A fost la fel ca aceasta. Da. Vreau să știu de asta. Da. 3 kg costă 26 minus 14, cât faci aici? 26 minus 14, 12 lei. E cam 12 lei. Și dacă 3 kg costă 12 lei, un singur kilogram, un kilogram de pere costă? Un kilogram de pere? Da. 4. Deci 12 părți la 3, nu? 4 lei. Deci, încă o dată spun, tot jocul a fost aici. Am început cu o problemă destul de dură, asta care nu se compara niciuna. Și aici a fost inventivitatea asta, tot din nou, să ajung măcar într-un loc să compar. Și am comparat perele, am înțit de două ori, nu unde am zis-o noi. Uite aici, de două ori, am comparat, să avem merele același lucru. 2 kg de mere, 4 kg de pere, costă 26. Și când ai aceeași cantitate, ori la mere, ori la pere, treaba merge foarte bine. Când ți-am dat de din capul locului așa, tu ai văzut repede. Diferența de preț vine la 3 kg de pere. Ai scăzut, ai împărțit și tu ieși repede pe un joc. Când nu ai, faci și tu rost. Aplici, iau de două ori cantități legere, de 3 ori fac ce pot eu acolo, când să mă duc, visul meu este să ajung, să am de comparat. Da, dacă măresc asta și îmi spac cum aș nu scad? Da, deci, mai repede. Ai făcut mai repede că ai făcut mai repede, da? Da. Ai înțeles, deci? Și am avut de aici, că m-am prins de aici. Și te-ai prins că am păstrat eu prețul. Am păstrat prețul. De două. Așa, dragilor, pornim. Deci am făcut aici probleme. Prin metoda comparație. Deci probleme prin metoda comparație. Și acum oprim filmul. La revedere! Să nu uite like, share, să vă abonați la Prof Online. Și la revedere! Să urmărească filmul.